Domnule profesor Cătălin Zamfir, în volumul România la răscruce și în capitolul spre o nouă teorie a tranziției pe care îl semnați, oferiți o evaluare globală a procesului de profunde schimbări de după 1989 și formulați teoria statului tranziției ca stat neofeudal. Ce este neofeudalismul și care sunt datele principale care au generat această sintagmă și ce reprezintă ea? Văd că v-a șocat puțin o asemenea alegere. E adevărat că am ales și un termen care să atragă atenția, dar are un substrat foarte important. Statul român în tranziție este, pe de o parte, statul standard al unei societăți capitaliste. Exact aceeași structură, aceeași funcții și așa mai departe. Dar pe de altă parte, este și un stat diferit de statele capitaliste. Este diferit pentru că ea are niște funcții speciale. Prima lui funcție a fost să privatizeze proprietatea de stat. Această funcție a avut un impact extraordinar asupra profilului statului și tocmai acest lucru vreau să atrag atenția. Există, sigur, diferențe fundamentale între statul tradițional și statul modern, dar există o similitudine de structură. Statul capitalist standard preia veniturile de la populație și le distribuie în beneficiul întregii comunități, prin servicii sociale, învățământ, sănătate, asistență socială, sistemul de pensii și așa mai departe. Deci preia de jos și distribuie pe urmă tot în beneficiul întregii comunități. Statul feudal avea o altă structură. Prelua de la comunitate, de la țărani. Prelua veniturile și le distribuia nu în jos, ci în sus. În fine, clasa feudală este susținută prin această redistribuție prin intermediul statului. Deci, de sus, de jos în sus. Același lucru se întâmplă oarecum și în tranziție. Tranziția, statul a preluat proprietatea colectivă, proprietatea de stat și a distribuit-o nu în beneficiu întregii comunități, ci cu scopul de a crea o nouă clasă de proprietari, o nouă clasă bogată. A distribuit-o în sus. Ce se întâmplă? Acest lucru a avut un impact, în sensul că noua clasă capitalistă a fost diferită de clasa capitalistă standard. Capitalistul, ne gândim la capitalistul din secolul 18-19, era un tip care muncea, care făcea un efort, strângea cureaua. Generații întregi se forma proprietatea. În procesul de tranziție, cei bogați peste noapte s-au trezit mari proprietari. Nu prin efort propriu, nu organizând un proces economic, ci profitând de procesul de distribuție a proprietății de stat. Acest lucru a avut ca efect și faptul că statul a apărut ca o resursă de venituri. Pentru că ceea ce se vorbește despre corupție este acest proces prin care noua clasă de bogați, adică capitaliști, dar și oameni politici, identifică resursele statului și caută să le utilizeze în interes propriu. De fapt, toate societățile în tranziție se confruntă cu problema corupției. Problema corupției nu este o chestiune morală, individuală, ci o chestiune structurală a statului. Statul a apărut ca o resursă de îmbogățire. Se va termina tranziția în momentul în care se va schimba și această funcție a statului de a fi resursă și imorală și ilegală și cum vrem să zicem, dar reală, de îmbogățire. Deci ați ajuns la o idee de o nouă teorie a tranziției. Cum ați rezuma această teorie noastră? La baza teoriei mele stă următoarea teză.
Tranziția este un tip de societate cu totul diferit de alte societăți. Societatea standard s-a creat singură, din aproape în aproape, în timp de secole. Tranziția este realizată în 20-25 de ani. A fost un proiect, un program, niște obiective și o strategie de realizare a acestei schimbări. Care au fost obiectivele? Obiectivele au fost, bineînțeles, construirea unui nou sistem politic, standard de tip capitalist, adică un sistem politic pluripartidist, parlamentar și așa mai departe, și o economie bazată pe piață și în special prin privatizarea proprietății de stat. Acesta a fost al doilea obiectiv. Ce s-a întâmplat cu comunitatea, cu societatea? Toată tranziția, comunitatea cu nevoile ei, a fost considerată mai degrabă ca un fel de cost inevitabil al tranziției. Asta este. De aceea e interesant că toate funcțiile sociale ale statului au fost subdimensionate în procesul de tranziție. Deci asta a fost tranziția. Numai că tranziția nu s-a rezumat la aceste obiective. Întrebarea este care a fost strategia de realizare a acestor lucruri. După părerea mea, totul a pornit de la o viziune asupra realizării procesului de tranziție în economic, și anume o privatizare rapidă, o privatizare făcută oricum. Ne aducem aminte celebra formulare, privatizați chiar și pe un leu. Deci privatizarea oricum. Privatizarea oricum a avut o serie de efecte. În primul rând, privatizarea nu a dus, așa cum s-a sperat, la o relansare a economiei, ci la o distrugere a economiei. Aici nu e o chestiune că oamenii au vrut să fure, că oamenii nu au fost competenți și așa mai departe. Privatizarea oricum genera corupție și genera căderea economiei. Deci, vedeți, teoria mea este că din însăși viziunea strategică a tranziției se poate explica situația de criză în care societatea noastră se află și, de fapt, toate societățile, în grade diferite, în tranziție, s-au confruntat cu acest proces. Tranziția românească a avut un specific aparte față de cea din celelalte țări, foste comuniste? Din păcate nu s-au făcut analize comparative, ar fi interesant. Da, a fost mai... poate că un specific l-a avut. O altă componentă a tranziției a fost ceea ce numesc eu filozofia statului mic. S-a considerat că statul e un necaz, că ar trebui ținut cât mai mic posibil. Faptul că statul a fost ținut la minimum său, capacitatea sa de control a fost social. De control social a fost extrem de redusă și atunci nu ne mirăm de ce de-abia după 25 de ani ne confruntăm public cu procesul de corupție. Corupția exista din 90. De ce? Toată lumea știa că este corupție, dar nu s-a luat nicio măsură. De ce? Pentru că se considera că și corupția este un cost inevitabil al privatizării, al tranziției și, de asemenea, statul, deci funcțiile de control ale statului au fost practic blocate. Ne mirăm acum că, iată, corupția a apărut de-abia după 25 de ani. Dar ea a existat din 90 încoace. Deci filozofia statului mic ne explică, și a fost reală, ne explică și ce s-a întâmplat. Poate că aici găsim și un specific al tranziției în România. Statul în România a fost mult mai mic decât în celelalte state în tranziție. Și nu e o simplă afirmație, vreau să vă dau o cifră. Amploarea statului, mai ales, cum să spun, funcțiile sociale ale statului, dată de cheltuielile sociale publice. Cheltuielile sociale publice în România, în toată perioada tranziției, a fost cea mai scăzută din țările în tranziție. La ora actuală, cam 19% din PIB e dedicat funcțiilor sociale ale statului, pe când în celelalte țări în tranziție, în jur de 24, 25, 26, ajungând la 30 și ceva la sută din PIB. Cineva a formulat această... În institutul nostru noi am avut
am publicat încă din 92-93 asemenea analize și am semnalat acest pericol, pentru că el era sezizabil încă din 91, de fapt. V-au ascultat politicienii? Care e rolul științei în tranziție, în ghidarea tranziției? A avut vreun rol? Îmi place întrebarea dumneavoastră, rolul științei. Rolul științei românești, într-un fel, în procesul de tranziție, în lucruri marginale, a fost extrem de activă și încurajată. A fost descurajată în marile probleme ale tranziției. Știința a fost mai degrabă, aș zice, în, oarecum în opoziție. Am criticat opțiunile strategice ale tranziției și, din păcate, s-a dovedit că am avut dreptate. Iată, la 25 de ani distanță de momentul de început, putem vorbi de reușite, de nereușite, de costuri ale tranziției. Cum considerați că se raporta populația la această perioadă de tranziție? Ideologii tranziției, pentru că și tranziția are ideologii ei, nu așa. Ideologii ei consideră că tranziția a fost inevitabilă în forma în care a existat și că după finalizarea ei va urma o relansare. Deci, e adevărat, a fost dureroasă din punct de vedere social, dar opțiunile strategice au fost corecte. Asta spun ideologii. Populația spune cu totul altceva. Constant, din 90 încoace, toate studiile sociologice demonstrează că populația a considerat că suntem pe drumul greșit. Nu în sensul că ceea ce s-a întâmplat prin privatizare, prin alinierea la sistemul capitalist occidental, că aici ar fi greșeala, nu aceasta a fost greșeala, ci modul în care s-a planificat aceasta, s-a proiectat această tranziție, oamenii au considerat că nu este, fără multe argumente, bineînțeles, așa au simțit ei. Dar e foarte important cum simt oamenii. În 2011, de exemplu, 80% din populație considera că am fost pe drumul greșit. Ceea ce trebuie să fim în... Acum, nu numai populația e importantă, datele sunt importante. Deci, după 25 de ani de tranziție, rezultatele sunt de adâncire în criză. E un lucru foarte... Să ne gândim la ce s-a întâmplat cu marile schimbări sociale. În programul comunist, după 25 de ani, bun, a fost un reviriment economic și social și urmă a intrat iarăși în criză. Noi n-am ieșit încă din criză. Asta este marea problemă. Datele arată că România, împreună cu Bulgaria, ne aflăm departe pe ultimul loc. Deci nu numai pe ultimul loc, ci departe de ultimul loc. Asta este marea problemă. La toți indicatorii. Economia este prăbușită, industria e redusă enorm, agricultura este dezorganizată și încă nu există nicio viziune ce ar trebui făcut și în ce direcție ar trebui acționat pentru relansarea agriculturii, școala e în criză, sistemul de sănătate este în criză, ce mai rămâne? Și politicul, care este așa cum este. Da, vorbiți în cartea noastră de o nouă șansă istorică pe care ar avea o societatea noastră în prezent. Care sunt riscurile în cazul în care nu vom ști să valorificăm acest statut? Sigur că orice societate iese din criză, nu rămâne în criză. Dar problema este cum iese din criză. Poți să ieși jos, așa, încet, 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 cu dureri, cu imense dureri, și cu totul altceva este dacă explorezi alternativele, dacă explorezi oportunitățile, pentru că în orice moment istoric există și alte oportunități decât cele pe care le practici. Aici este problema. Cursul istoriei este cursul istoriei, dar cursul istoriei poate să fie mai bun sau mai prost. Asta e toată chestiunea.
Există lecții ale tranziției. Care ar fi astea și pentru societatea românească în ansamblu ei? Lecția principală a tranziției, unii speră că trebuie să facem în fine efortul să terminăm cu tranziția ca să putem să ne relansăm. Eu am altă părere. Problema nu este să finalizăm această tranziție, ci să nu mai finalizăm o tranziție prost gândită și să concepem un alt tip de tranziție. E nevoie de o ruptură de viziune. Care considerați că ar fi aturile acestei rupturi? Adică pe ce planuri ar putea merge în continuare România? O să spun un lucru care poate că este, nu este foarte popular politic și ideologic. România trebuie să-și asume poziția de a fi ea însăși. Trebuie noi, țara noastră, să fim realiști, dar și raționali, în a vedea care este situația în care ne aflăm și să proiectăm noi înșine viitorul. Eu cred că unul dintre pericolele mari care a dominat întreaga tranziție este ceea ce numesc eu un fel de mondialism gol. Unii ideologi au considerat că România va beneficia de această mondializare, că forțele mondiale ne vor duce, fără participarea noastră, spre mai bine. Nu e adevărat. Economia mondială, da, economia s-a mondializat. Numai că în orice economie mondială sunt câștigători și pierzători. Noi am decis să fim pierzători. Deci, obsesia forțelor mondiale care se presupune că sunt pozitive trebuie abandonată. Nu. Mondializarea e de toate felurile și are grupuri de interese, are tendințe diferite și trebuie să fim conștienți de ele și să punem în fine controlul asupra propriei noastre sorți în acest proces de mondializare. Pledați așadar pentru vechea teorie prin noi înșine? Nu prin noi înșine, cu noi înșine. În primul rând cu noi înșine. Pentru că nu mai putem prin noi înșine. Deși avem resurse pe care nu le folosim. De exemplu, resursele naturale. E o obsesie să le externalizăm. Se întâmplă peste tot și în energie și mai departe. Și vom plăti, viitorul va plăti pentru acest lucru. Noi nu beneficiem de resursele pe care le avem. Iată, anul acesta, Institutul de Cercetare a Calității Vieții împlinește 25 de ani de existență. Ați lansat cu această ocazie volume de referință și ați reunit cercetători din țară și din străinătate pentru a dezbate o temă importantă, calitatea vieții, o provocare pentru politicile sociale. Care au fost principalele concluzii și cum vedeți evoluând cercetarea în domeniul calității vieții? Aș vrea să continui o afirmație pe care am făcut-o înainte. Cred că ar fi foarte important ca schimbările din România, care sunt inevitabile, în fine să se facă cu noi, inclusiv cu cercetarea științifică. Pentru că cercetarea științifică s-a dovedit a fi românească, s-a dovedit a fi foarte, foarte responsabilă. Sigur că și noi am greșit. Orice știință și greșește. Dar are mecanismul de auto-reglare. E foarte important, deci, ca să se creeze un nou, să zicem, un nou parteneriat între comunitate, sistemul politic și știința. Pentru că există și tendințe negative, un fel de externalizare a cercetării fundamentale pe probleme de interes național. Cercetările de interes național trebuie făcute aici, în interior. Sigur, și cu suport de experți străini, dar noi trebuie să o facem. Nu ne-o fac alții pentru noi. Până acum, sunt multe instituții, care nu sunt numai românești, responsabile de eșecurile tranziției noastre. Și trebuie să-și asume responsabilitatea acestor eșecuri. Vedeți o limită de timp în care
s-ar putea face chestia asta? Asta e un proces. Asta este un proces. Probabil că e vorba de... am senzația că sistemul politic românesc își caută propria sa orientare, o orientare mai specifică. Până acum eram foarte dependenți de alte instituții. Sunt semne că sistemul politic își asumă responsabil problemele. Vreau să vă dau un singur exemplu, care e foarte important. Una dintre componentele tranziției a fost filozofia salariului mic. S-a considerat de la începutul tranziției că sindicatele, tot cerând salarii mai mari, sunt un factor negativ al tranziției. Succesul tranziției este să ținem salariile cât mai mici posibil, pentru că astfel noi atragem investitorii străini și atunci economia va fi lansată. Specialiștii din institutul nostru chiar de la început au militat pentru o schimbare a politicii salariale. Avem nevoie de o politică salarială activă, de creștere treptată a salariului, pentru ca și salariul să fie aliniat la nivel european. Și am avut dreptate. Eu sunt foarte bucuros că actuala guvernare și-a schimbat orientarea. Guvernarea dinainte a căutat chiar să distrugă, să coboare sistemul salarial. A început să crească salariul. E un lucru foarte important. S-a dovedit că, de fapt, totul a fost, 25 de ani a fost dominat de o iluzie proastă, și anume că salariul mic este factorul activ al relansării economice. Nu. A fost un factor activ al subdezvoltării. Deci, am dat un singur exemplu. Lucruri fundamentale ale politicii românești ar trebui regândite. Dar asta în perspectivă. Da, în felul acesta poate ne vin și România care fac o altă Românie peste hotare. Niciodată alții nu o să ne facă o altă Românie. Dacă noi nu reușim să o facem, atunci nu o să o facem. Ați lansat de asemenea, revin, un volum dedicat unei întregi istorii sociale sociologiei românești în perioada 1900-2010, ce include date despre personalitățile sociologiei românești, toate reunite într-o lucrare de referințe pentru domeniu. Ați analizat tendințe curente și ați scris despre realizări. Cum vedeți, din perspectiva acestei analize amănunțite, rolul sociologiei românești în viitor? Revenim la rolul științei. Știți ce se întâmplă? După câte cunosc eu, eu nu vorbesc de calitatea ei, pentru că orice produs poate să fie mai bun sau mai prost. Dar este o abordare a istoriei unei discipline cu totul deosebit de ceea ce s-a făcut până acum. Noi am analizat, nu cum a spus dumneavoastră, prin vârfurile sociologiei, pentru că am avut vârfuri ale sociologilor, dar am analizat activitatea sociologiei, deci sociologia ca sistem, în special reflectată în producția sociologică. Am făcut o bază imensă de vreo 26-27 de mii de studii și de cărți. În acești 111 ani ai istoriei sociologiei românești, am făcut o analiză a variației tematice și ceea ce a fost surprinzător este că sociologia s-a dovedit a fi foarte strâns legată de dinamica societății românești. N-a fost o evoluție lină a științei, ci extrem de dramatică. Vârfurile societății românești au fost și vârfurile ale sociologiei, căderile ale societății românești. Vreau să vă dau un exemplu. Sociologia a fost, de fapt, singura disciplină desfințat, negată în lansarea programului comunist. De abia până în 65 a fost relansată. A avut un vârf interesant până în 70-71. În
anii 70 și 80, iarăși a fost marginalizată. În perioada de tranziție e o explozie a sociologiei. Dar n-aș putea să spun că nici ea nu duce foarte bine. Nu duce foarte bine pentru că, da, s-a extins extrem de mult, dar este extrem de subfinanțată. Nu numai știința în general, dar ea este... Vreau să vă dau un exemplu, pentru că nu vreau să fac afirmații fără acoperire. La începutul entuziasmului tranziției, la începutul anilor 90, institutul nostru a lansat 5, 6, 7 mari programe de cercetare sociologică de interes național. Pe probleme de a țiganilor, pe probleme a sărăciei, a standardului de viață, a politicilor sociale. Cercetările sociologice cer ceva bani, nu tehnologie în primul rând, ci deplasare pe teren. La sfârșitul anilor 90 și în anii 2000, resursele financiare au dispărut. Noi n-am mai avut niciun fel de resursă financiară pentru a face cercetări sociologice. Cele finanțate prin diferite programe au fost decise de alții, din afara institutului vorbesc. Temele au fost oarecum prefigurate, nu întotdeauna au fost cele mai importante teme, așa că noi suntem în imposibilitatea de a mai dezvolta cercetări sociale de interes public. Și care e soluția? Relația cu politicul? Da, sigur că da. Sigur că da. E nevoie de o finanțare specială a cercetării sociologice românești. Nu se poate face altfel. Gusti a avut resursele să facă, să dezvolte o cercetare sociologică unică în lume. Interesant, la începutul, în iluziile comunismului, în anii 60, au fost de asemenea resurse pentru cercetarea sociologică. În 70-80 au dispărut complet. Ce se întâmplă acum? La începutul entuziasmului a existat finanțare, iarăși au dispărut. Este efectul crizei tranziției românești și subfinanțarea sau nefinanțarea cercetării sociologice. Trebuie să adoptăm o nouă filozofie, să finanțăm opoziția și în știință. Afirmați undeva că pentru dumneavoastră sociologia a fost mereu un joc intelectual, captivant și o datorie morală. Este crezul dumneavoastră de viață, să înțeleg. De ce joc intelectual și de ce datorie morală? Sociologia este o știință și ca orice știință are construcția ei teoretică și metodologică în perioadele în care n-am considerat că sociologia poate să aibă un aport social practic pentru că era marginalizată. Eu am scris foarte mult de teorie sociologică. E interesant că eu iubesc teoria sociologică, dar în perioada tranziției de 25 de ani n-am mai scris teorie sociologică. M-am gândit că misiunea mea nu e să fac teorie, ci să contribui la mai bună înțelegere a societății românești. Deci, ca să zic așa, vocația mai degrabă morală a dominat. Și aveți această împlinire că ați contribuit în un fel? Există un sentiment? Am sentimentul că am făcut efortul, ce a ieșit altceva. E o întrebare, domnule profesor, pe care v-ați fi dorit să vă pun și pe care am omis-o. Vă rog să... Eu v-am spus cam toate care sunt durerile. Da, da, poate că ar fi o întrebare. E un punct de vedere al sociologic al Institutului de Calitate a Vieții? Și eu aș zice nu, pentru că un institut de cercetare științifică poate este cel mai democratic institut din lume, nu al nostru, orice institut de cercetare, pentru că o știință, prin rațiunea sa, acceptă diversitatea și încurajează diversitatea de opinii. În institutul nostru nu există o opinie,
a institutului, nici a mea ca direct. Bun, poate că am o anumită influență, dar e foarte important ca în institut să se dezvolte o gamă mai largă de puncte de vedere, de orientări și numai până, cum să spun, până cooperare, chiar și confruntarea lor să se cristalizeze, să zicem, o viziune mai coerentă.